În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, suntem în lunea Rusaliilor și cinstim astăzi, într-o sărbătoare cu totul specială, pe însuși Dumnezeu, pe Sfânta Treime. Praznicul de astăzi este, ca și cel de ieri, un praznic împărătesc în care persoana Sfântului Duh este adorată, persoana a treia a Sfintei Treimi, care s-a arătat ca persoană prin pogorârea sa din cer, mai întâi ca un vânt, ca o suflare de vânt ce vine repede, și apoi s-a arătat ca limbii de foc peste sfinții ucenici care au devenit apostoli și a împlinit cuvântul Mântuitorului Hristos, făgăduința Tatălui, și anume le-a adus lor tot adevărul. Care adevăr? Adevărul că Dumnezeu este unul singur, dar nu o singurătate veșnică, ci o treime de persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, o comuniune de viață și de iubire, care a creat tot ce a creat lumea nevăzută a îngerilor, cosmosul și pe om, care este o sinteză a întregii creații, l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Preasfânta Treime, descoperindu-se treptat, etapizat, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, și în Biserică de asemenea, și în taina vieții fiecărui om, tot treptat se descoperă Sfânta Treime. Prin urmare, noi suntem monoteiști, credem într-un singur Dumnezeu, dar iată-L pe Duhul Sfânt care ne aduce cunoașterea adevărului că Dumnezeu este unul, dar treime de persoane. Atunci când vorbim de Dumnezeul creștinilor, trebuie să deosebim trei lucruri. Ființa lui Dumnezeu, care este unică, inaccesibilă, cu totul transcendentă, persoanele Sfintei Treimi, Tatăl nenăscut și nepurces, dar care naște din veci pe Fiul, deci Fiul este născut, iar Duhul Sfânt purces din Tatăl, Tatăl fiind singurul izvor în Sfânta Treime. Unitatea Sfintei Treimi este dată de ființa unică și de singurul izvor care este Tatăl, care îl naște din veci pe Fiul și îl purcede pe Duhul Sfânt. Nenașterea, nepurcederea, nașterea și purcederea aceasta, iubiți credincioși, sunt taine de nepătruns de niciun om și de niciun înger. A încerca să înțelegem este nebunie, spun părinții bisericii. Le-am primit de la Dumnezeu ca descoperire, înțelegând prin aceasta că Dumnezeu este iubire. Pentru că dacă Dumnezeu era o singură persoană și o singură ființă, acea persoană nu putea să fie iubire. Iubirea nu se poate manifesta decât între persoane.
Vă spuneam că trebuie să deosebim trei lucruri. Ființa unică, cele trei persoane și mai este ceva. Slava sau energia preasfintei treimi, care este nedespărțită de ființă, dar care spre deosebire de ființă se poate comunica. Noi ne putem împărtăși de această slavă care izvorăște din ființa unică a celor trei persoane, precum izvorăște, dacă vreți, lumina și căldura din soare. Noi nu putem avea acces la esența soarelui niciodată, ne-am arde, ne-am topi, evident, dar avem acces la lumina lui, prin razele lui, care sunt, de când este soarele, avem acces la căldura lui, mai ales vara, când soarele generos își revarsă razele strălucitoare și călduroase. Vă spuneam de asemenea, iubiți credincioși, că Sfânta Treime s-a descoperit treptat. Avem în Vechiul Testament o primă informație despre faptul că Dumnezeu este unul în treime prin numele Elohim, un plural misterios, tainic. Un plural care ne spune că Dumnezeu nu este o singurătate veșnică sau o singularitate, ci este unul, dar în trei persoane. Mai deslușit vedem aceasta când Dumnezeu l-a creat pe om. Știți bine că omul nu a fost creat la o poruncă, precum cealaltă creație. A zis Dumnezeu să fie soare și a fost soare. Atunci când a creat pe om, Scriptura ne spune că s-a sfătuit cineva cu cineva și a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, la plural, dar să facem. Iată că omul este creat în sfatul preasfintei treimi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament avem de asemenea, vă spuneam, etapizat descoperirea de preasfintei treimi. Vă reamintesc foarte pe scurt două, la stejarul Mamrii, Dumnezeu îi se arată lui Avram ca trei îngeri, care nu vin de nicăieri, se arată deodată. Iar Avram vorbește cu ei când la singural, când la plural. De asemenea, avem în Vechiul Testament iarăși o informație despre Sfânta Treime atunci când oamenii în mândria lor au dorit să înalțe un turn la Babilon. Și atunci Dumnezeu a zis să ne pogorâm și să le amestecăm limbile. Iarăși un plural. Să ne pogorâm. Atunci când se arată cu adevărat Preasfânta Treime la un mod clar, evident, a fost la întruparea Domnului la Buna Vestire. Despre aceasta a cunoscut doar Maica Domnului prin vestirea Arhanghelului Gavril, care i-a spus: Duhul Sfânt se va pogorâ asupra ta și puterea celui preanalt, adică a Tatălui, te va umbri. De aceea cel care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Avem aici, vedeți, Sfânta Treime, Duhul care se pogoară, puterea Tatălui care umbrește și Fiul care se naște. Sfânta Treime, cea de o ființă și nedespărțită, se mai arată, cum știți, la botezul Domnului. Atunci când Tatăl din cer a glăsuit despre Fiul care se boteza în Iordan de către Ioan: acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit, iar Duhul Sfânt în chip de porumbel a confirmat sau a adeverit ceea ce Tatăl a proclamat din cer. Sfânta Treime. De asemenea, avem descoperirea Sfintei Treimi la Tabor, pe Tabor,
la schimbarea la față atunci când Sfinții Apostoli, cei trei știm, Petru, Ioan și Iacob, învăluiți de norul acela luminos, au auzit un glas asemenea celui de la botez: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-L ascultați. Fiul era prezent între Moise și Ilie, iar apostolii erau învăluiți de acel nor, care era norul Duhului Sfânt. Vedeți că Duhul Sfânt nu ia chip de om. El se arată ca porumbel, iată, ca nor, ca un vuiet de vânt ce vine repede, ca flăcări, nu? Ca niște limbi de foc. El arată lucrarea Lui. El nu ia chip de om. De ce? Pentru că El nu vine din cer pentru a-L dubla, pentru a fi paralel cu Hristos, pentru a-L completa cumva pe Hristos. Nu! El vine din cer pentru a-L confirma și a-L comunica pe Hristos celor care cred în El. De asemenea, la pogorârea Duhului Sfânt, Sfânta Treime s-a arătat. Duhul Sfânt l-a insuflat pe Petru și Petru a vorbit despre Tatăl care l-a trimis pe Fiul în lume, arătând iubirea Tatălui. Și Fiul de asemenea s-a înălțat la ceruri și împreună cu Tatăl l-a trimis pe Duhul Sfânt ca să ne arate, să ne descopere că Dumnezeu este iubire. Și așa de mare iubire, încât El, Dumnezeu Tatăl, l-a trimis pe Fiul Său și l-a dat chiar la moarte, și nu orice fel de moarte, la moarte de cruce, pentru ca oamenii să se mântuiască, pentru ca oamenii să fie salvați. Din ce să fie salvați oamenii? Din singurătate, din deznădejde, din neiubire, din faptul că nu suntem în stare, n-am putea fi în stare să scăpăm de izolare, de singurătate neînțeleasă, de deznădejde sinucigașă. N-am putea să scăpăm, nimeni nu poate să scape. Sărmanii, nici ateiștii, cei mai înverșunați, nu pot, simt că nu pot să fie salvați. Majoritatea strigă disperați atunci când mor după salvare. Ei bine, Salvatorul a venit, este Hristos, iată-L prezent în biserica Lui. Am vorbit despre nașterea bisericii ieri. Tot Duhul Sfânt a făcut această lucrare, că biserica s-a născut în istorie, și iată-L pe Duhul Sfânt ne aduce informația, mai mult decât informația, cunoașterea prin experiența întâlnirii personale cu Dumnezeu în biserica tainică, în biserica care este trupul tainic al lui Hristos. Ne-a adus cunoașterea Sfintei Treimi, faptul că Dumnezeu este unul în treime. Persoanele Sfintei Treimi, deși distincte, nu sunt una lângă alta, ci sunt una în alta, se conțin reciproc și se dăruiesc reciproc. Sunt într-o stare de jertfă sau de chenoză permanentă, adică ele nu vorbesc despre ele însele niciodată. Dacă luați aminte, citind Sfânta Scriptură, Tatăl totdeauna vorbește despre Fiul și despre Duhul Sfânt. Fiul totdeauna vorbește nu despre sine. Tatăl m-a trimis. Eu trebuie să fac voia Tatălui meu. Mă voi duce la Tatăl și nu vă voi lăsa orfani. Voi trimite pe Duhul. Iată că Fiul vorbește despre Tatăl și despre Duhul. Și de asemenea, Duhul Sfânt, vă spuneam, n-a venit să-L completeze pe Fiul, să aducă ceva nou față de Fiul, ce a venit să aducă viața Fiului, viața lui Hristos, de care noi să ne împărtășim în biserica Lui. Mare taina iubirii aceasta, izvorul iubirii noastre. Niciun om nu poate să iubească dacă n-a simțit mai întâi iubirea Preasfintei Treimi. Vedeți dumneavoastră că noi, când începem rugăciunile, ne rugăm Duhului Sfânt mai întâi, nu Tatălui. Zicem, sigur, mai întâi slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Și apoi zicem, Împărate Ceresc,
Mângâietorule, Duhul adevărului și celelalte. Și apoi, etapizat, ne ducem către Tatăl, prin Fiul. Cum? A doua rugăciune începătoare care este. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule înseamnă Tatăl. Sfinte tare, Fiul, care a arătat că iubirea e mai tare decât moartea. Sfinte fără de moarte, Duhul Sfânt, dătătorul de viață și viață biologică, dar în interiorul vieții biologice, ca o taină mare, ne-a adus o altă viață, viața veșnică. Și încă din lumea aceasta avem parte de ea în arvună, iar dincolo, într-o desfătare infinită. Și apoi ne urcăm spre Sfânta Treime, mai deslușit zicând, prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Doamne, adică Tată, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, iertarea a venit prin Fiul. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, Sfinte, adică Duhul Sfânt, Cel care este izvorul sfințeniei, care arde păcatul, păcatul se opune totdeauna sfințeniei, miluiește-ne pe noi. Și abia la finalul rugăciunilor începătoare zicem Tatăl nostru. Iar la liturghie ne rugăm mai întâi și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, ca fără de osândă să te numim pe tine Tată și să zicem Tatăl nostru. Vedeți? Aici este taina iubirii. Că Dumnezeu, care este iubire, ni se arată fiecăruia în parte, care este o mică biserică, în biserica cea mare, care este trupul tainic al lui Hristos, ni se arată și simțim iubirea Lui. Pe Dumnezeu nu poți să-L cunoști cu rațiunea, oricât de strălucită, de briliantă ar fi. Rațiunea te poate ajuta doar să cunoști lumea aceasta creată și această cunoaștere este în parte. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, și nu crea, iar nu creația Lui, ai nevoie de dumnezeiescul har, adică de energia necreată a lui Dumnezeu, care este creatoare, care ni se împărtășește și prin care cunoaștem că avem un Tată. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel. Că Duhul Sfânt, trimis din cer, de către Fiul, făgăduința Tatălui, se arată omului în inima lui și strigă Ava, adică Părinte. Duhul se roagă în om cu suspine negrăite și strigă Ava. Niciun om la modul responsabil, conștient și mărturisitor nu poate să spună Tatăl nostru decât dacă este în Duhul Sfânt. Altfel spune doar gura. Spune rațiunea eventual. Dar când spune omul Tată cu adevărat, când simte iubirea Tatălui, n-ați observat copiii că atunci când rostesc cuvântul Tată sau cuvântul Mamă, îl diminutivează. Tati, Mami. Vocea Tatălui și vocea Mamei pentru copil este persoana însă. De aceea se spune vocea Tatălui, s-a auzit din cer. Iar cuvântul Avă înseamnă tăticule. Avă, tăticule, adică ceva foarte intim. Pentru că Duhul Sfânt face o lucrare de mare intimitate, El nu vine din afară. Sunt sărmani unii care văd ei lumini, aud voci, eventual vedenii, da, miros, etc. Sunt înșelări cele mai multe. Să vă feriți de această lucrare, Duhul Sfânt. Energia care vine prin Duhul Sfânt este o energie pe care o simte inima. Cum? Ca bucurie negrăită, nemărginită. Ca pace, ca liniște. Înmoaie inima, precum focul înmoaie fierul și îl face incandescent. Asemenea și harul, când se atinge de inimă și inima se deschide harului, inima se lărgește, se încălzește, adică devine liberă și plină de iubire. Și atunci omul de aici zice Tată și a dat seama că are un Tată altul decât Tatăl pământesc,
care ne-a dat viață biologică împreună cu mama pământească. Și atunci zice la modul conștient și simțit, prin experiență, Tatăl nostru, voi să nu numiți Tată pe pământ, zice la un moment dat Hristos, că unul este Tatăl vostru, Cel din ceruri, care ne-a înfiat în Fiul prin Duhul Sfânt și devenim frați ai lui Hristos prin Harul Duhului Sfânt, mădulare ale trupului lui Hristos și temple ale Duhului Sfânt. Sfânta Treime locuiește tainic prin Duhul Sfânt în inima omului, în ființa omului. Noi venim la biserică nu pentru ca să participăm la o slujbă, să bifăm eventual o datorie creștină, ci pentru ca să devenim biserici mai cu adevărat. Biserica aceasta de zid, lăcașul de cult, este un simbol, un loc binecuvântat în care Dumnezeu este prezent la modul cel mai intens, vă spuneam și ieri, pentru ca noi să simțim la modul cel mai intens. Când pleci de la biserică după dumnezeiasca liturghie, simți într-adevăr că nădejdea este Tatăl, scăparea este Fiul, acoperământul este Duhul Sfânt și strigi, cum și eu strig la final de predică, Treime Sfântă, slavă ție, amin. Iubiți credincioși, aș vrea să vă mai spun ceva la final, după predică, și anume că această sărbătoare, acest praznic al Sfintei Treimi n-a fost, după cum știți, trecut în calendar multă vreme. Dar iată-l că-l avem și nu uitați să mărturisiți că noi oamenii care ne-am botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, împlinind mandatul lui Hristos dat apostolilor, zicând, mergând în toată lumea, botezați pe toți cei care vor crede, nu? În Hristos, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să nu uitați să vă începeți rugăciunile astea, vreau să spun, cu slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, dar înainte de aceasta în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Când ziceți așa în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, înseamnă că în prezența Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați aceste rugăciuni începătoare. Și dumneavoastră, dacă nu, pe din afară, pe dinăuntru, corect. Și învățați și pe copii. Până la Tatăl nostru. Și nu uitați de rugăciunea numită a inimii. Părintele Emiliano Simonopetritul, pe care l-am ascultat ieri într-o înregistrare, spune că mii de cuvinte, dacă ai rosti, nu echivalează cu cele cinci. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Sunt cinci. Miluiește-mă pe mine. Această rugăciune, 5 minute, ca pregătire pentru rugăciunile începătoare. Sau puteți să le ziceți pe cele începătoare, până la Tatăl nostru, începând cu Împăratul Ceresc, și 5 minute dimineața, poate sunteți grăbiți, fiecare are programul lui, 5-10 minute dimineața, după rugăciunile începătoare, nimic altceva, când sunteți grăbiți mai ales, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Nici măcar toată rugăciunea. Toată o știți. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dar mai ales că ești grăbit un pic sau ești într-o ispită mare, nu mai poți să o spui toată. Și atunci e suficient, știți cât e suficient? Iisuse. Iisuse. Și atât. Și această rugăciune a numelui lui Iisus, rugăciune de un singur gând, vă va aduce o pace în inimă, semn că Duhul Sfânt s-a pogorât. Și nu uitați, în final, Duhul Sfânt este cheia care deschide ușa. Ușa e Hristos, a spus, eu sunt ușa. Iar casa sau camera este Tatăl.
V-ați gândit vreodată de ce Hristos a spus în casa tatălui meu sunt mai multe locașuri? Care casă și care locașul? Care sălașul? Casa lui Dumnezeu Tatăl e slava Lui. Slava, adică Harul Dumnezeu necreat, care se dăruiește în mod diferit oamenilor funcție de credința și nevoințele lor. Cât ai fost în stare să acumulezi din acea slavă? Este casa ta. Am întrebat pe cineva odată, văd că ai făcut pe pământ o casă foarte frumoasă. Ai toate condițiile. Ai pus toată inima în această casă. Mai grav, cred că ți-ai lipit inima de ea. De casă și de toate dependințele. Ce curte generoasă. Pentru tine, pentru familie, pentru copii. Foarte bine. Dar tu știi foarte bine că ești călător. Casa ta este un han. Este ceva trecător. Tu ești cu chirie aici. Nu o plătești. Din păcate, ar trebui să dai 10% bisericii. Așa fac egiptenii. 10% din venitul lor, nu contează cât de săraci sau de bogați sunt, îl dau bisericii. Biserică însemnând comunitatea parohială, care se ocupă de toți credincioși în mod apostolic. Și l-am întrebat, bine, bine, dar casa de dincolo ai, tu vei părăsi. Trupul va intra într-o casă foarte mică. Se numește tron. Foarte interesant. De ce tron? Nu explic acum. Și tronul are un capac. Dacă îl pui invers, arată ca o corabie. Ca o barcă. Deci călător. Și trupul. Pentru că intrând în pământ, se descompune. Dar sufletul. Știm că se poate duce în iad sau se poate ridica în rai. Din parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Care e casa ta? Ai un sân al lui Avram? Ți-ai pregătit pentru dincolo casa? Vă felicit că dumneavoastră ați venit astăzi în casa lui Dumnezeu pentru a vă pregăti casă în ceruri. Aceasta este cea mai mare lucrare. Dacă vă dați seama de ea, dacă ne dăm seama de ea, este bine să o intensificăm. Nu vă mai țin în soare, vă doresc să aveți o săptămână a rusalilor binecuvântată și să ne întâlnim duminica viitoare în casa lui Dumnezeu pe care Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o, Duhul Sfânt a luminat-o și a sfințit-o pentru ca să ne sfințească pe noi credincioșii. Amin.